Sâmbătă de la ora 18, CSM Deva va întâlni pe teren propriu pe Știința București, într-un meci contând pentru etapa 12-a, penultima a turului, din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc. Pe parchetul sălii sporturilor din Deva se vor înfrunta ultimele două clasate, echipa din București având un gol averaj mai bun, niciuna dintre aceste formații nereușind până în prezent să acumuleze măcar un punct. Reprezentanții primăriei municipiului Deva care finanțează clubul sunt în mod firesc nemulțumiți de rezultatele echipei, dar speră până în ultimul moment la realizarea obiectivului, adică evitarea retrogradării directe, care, trebuie să o recunoaștem, este aproape imposibilă. Iar pentru a mai avea ceva șanse, CSM trebuie să câștige jocul cu Știința București. Rezultatele nu sunt cele dorite. Asta este viața, trebuie să ne asumăm și eșecul de multe ori. Este important că am ajuns în Liga 1. Îmi pare rău de rezultate, noi mergem înainte, sportul este sport și de ce să nu recunoaștem că nu poți să fii întotdeauna pe podium. Important e că facem sport undeva și investim bani în sport. Intrarea publicului la meciul de primă ligă de handbal feminin de sâmbătă de la ora 18 de la Sala Sporturilor din Deva, dintre CSM Deva și Știința București, se va face cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflată în vigoare pe perioada stării de alertă.